Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi ne-am apucat de umplerea alveolelor pentru repicatul ardeilor. Pe rafturile de sus voi pune ardeii pentru că au nevoie de căldură mai multă. Avem alveole de 45 de compartimente, cubulețe, să zicem așa, 5 cm în diametru. Pe un asemenea pat ne intră aproximativ 1300 de fire de ardei sau roșii. La 45 de compartimente, cum vă spuneam, prima dată am făcut acel tratament pe care îl fac la alveole. Dacă le-am refolosit și chiar dacă le-am cumpărat, pentru că niciodată, să nu spui niciodată, se pot ascunde anumiți fungi și tripși, bineînțeles, chiar dacă sunt noi. Am folosit turbă cu granulație mare, specială pentru repicatul legumelor. Eu folosesc Echila. Nu mă arunc la turbă sau, mai bine spus, substrat, foarte, foarte scump. Am reușit să umplem aproximativ jumătate din acest pat. Mâine probabil voi termina cu umplerea alveolelor pentru ardei. Deocamdată vom mai aștepta până la repicare, să se mai fortifice puțin ardeii, răsadul. Avem 30 de grade acum aici, foarte cald. Instalația de încălzire este oprită. Avem căldură doar de la soare și, bineînțeles, de la efectul de seră care se creează în această mică seră pentru repicat și semănat. Hibridul pe care l-am folosit anul acesta a fost Caprima F1, ardei tip capia. Am văzut că unii udă substratul la început și după îl așează în alveole și așa se poate proceda, dar eu nu procedez în felul acesta. După repicare voi menține 2-3 zile o temperatură de aproximativ 22-23 de grade pentru prindere. Până data viitoare, la revedere!